O piesă despre situația prin care a trecut. El merge mai departe și internetul reacționează. La început eram pușteam, man, habar n-aveam, nici nu mă gândeam că o să ajung toxicoman pe stres. Și Cătălin Bordea spune mai multe despre fosta lui soție, care l-a înșelat cu Spike, cel mai bun prieten. Bă, da, urât, bă, urât, bă, sărac. Cum a fost domnișor de onoare? Mamă, deci vreau să vă arăt ceva după TikTok. Bă, mi s-a rupt inima cu aia, efectiv, ești nebun la cap. Adică acum intrăm într-o... Bă, dar cât de hain să faci lucrul ăsta cu aia, de pula mea? L-a distrus, coaie, l-a distrus pe om, l-a terminat, l-a nenorocit, coaie, uitați-vă aici. Bă, aproape, bă, nu că aproape, bă, se abținea să plângă, coaie. Cel mai greu... Stai așa. Stai, tu cât timp ai înainte aflat? Să se dea? Cu... 2 ore înainte. Bă, ești prost! Da. Eram la Praga. Am fost la Bilbăr. Cum, bă, frate, cu ordine stai. Am la, când s-a dat la acest motiv. Nu era. Ordina, mi se pare că e asta. Nu e asta, stai așa, unde e, mă? Deci e o fază când vorbește el și, bă, nu mai, deci nu mai poate să vorbească cu el, nu mai poate, nici... Teletomă, las-o dreacu de... Sau poate nu știi tu, poate. Aici, da. Cel mai greu moment a fost... când a plecat de tot de acasă. Dar fără vioara asta ca să nu n-o copyright? Hai mă, nu găsim partea aia, bă, trăiți-ar familia ta. Cel mai greu moment a fost... da. Și el și m-am uitat în spate, așa, și am văzut apartamentul pentru ultima oară. Așa. Uitați-vă aici cu el la fața, da, lui. Okay. Ăla cred că a fost unul dintre cele mai... nasoale. Da. Da. Cel mai... Dar nu arată... De ce nu mi-arăți toată faza că stau să cad o oră? O femeie în țâțele goale, a venit o femeie în țâțele goale. Bă, ce pula mea, unde intru cu aia? Hai bine, mă, l-am văzut și pe ăsta, asta este. Păream toate pozele cu noi. Eu l-am venit pe băiatul ăsta până în ultima, a fost fratele meu. Mergeți pe Instagram la mine să votați despre care subiect vreți să aflați, care e faza. Acum... Nu, dacă vreți să aflați ce, dacă vreți să aflați ce postează Ștefan Hire, Șire, Șmire, Gire, intrați pe Imogen 30, o să postez eu ce postează el. Deci dați-mi mie follow, nu dați lui follow, dați mie follow și zic eu ce postează el. E mai bine. Cum dacă dați un search pentru cuvântul sosie, o să găsiți definiția asta. Persoană care seamănă perfect cu alta, încât nu pot fi deosebite fizic. Hai că n-am văzut persoană care seamănă perfect cu alta, dar în topurile alea cu vedete, chiar am văzut niște exemple bune cu oameni care seamănă. Dar eu cred că mai există un tip de sosii, alea mai neglijate. Am ajuns la concluzia că fiecare persoană cunoscută are o sosie de zici că e fratele cel rău, venit parcă din backroom să ia locul. N-ai cum să stai pe internet să scrollezi și să nu ajungă. Hai că n-am văzut persoană care seamănă perfect cu alta, dar în topurile alea cu vedete, chiar am văzut niște... Hai să băgăm și noi un like, seara aceasta frumoasă, faci 4.000. Hey, peace, peace. Nu dai like, că ți se herpeș. Ok, bro. Exemple bune cu oameni care seamănă. Dar eu cred că mai există un tip de sosii, alea mai neglijate. Am ajuns la concluzia că fiecare persoană cunoscută are o sosie de zici că e fratele cel rău, venit parcă din backroom să ia locul. N-ai cum să stai pe internet să scrollezi și să nu ajungă cumva la tine o poză cu unul care seamănă cu o vedetă. Înainte să ajungem la sosia lui Connector, adică Disconnector, eu zic că mai sunt câteva exemple bune pe care trebuie să le menționez pentru că sunt prea caterincă. Iar tu, cel care te uiți la clip și nu ai dat subscribe, da, cu tine vorbesc. Ce inimă de mamă vitregă ai de n-ai dat pe nenorocirea aia de buton roșu. Răcesc aici gura de pomană. America e peste oceane. Europa de Est n-are acces la artiștii de acolo așa cu ușurință, doar la festivaluri. Dar stați liniștiți că avem variantele noastre. Donald Trump nu există, dar o avem pe Daniela Trump, care mai merge la sapă din când în când. Mamă, să moară familia mea, Daniela Trump. Hello! S-a vis lume după. Noastre, Donald Trump nu există. Există, dar o avem pe Daniela Trump, care mai merge la sapă din când în când. Îl știți pe Duck? Bă, nu se poate, nu există așa din... ce... Nu există, dar o avem Trump. Pe Daniela Bă, Trump, bă, care, care mai merge la sapă din când în când. Îl știți pe Dr. House din serialul ăla? Noi avem variant... Aia cu Daniela Trump e bună rău de tot. Dr. E Apartment. Oh, hell no, man. Iar aici... Îl putem vedea pe Wolverine în 3-3-5 cum vine obosit de la muncă și se uită cam urât spre spatele autobuzului. Probabil se uita la Eminem înainte să scrie melodia Mom Spaghetti. Și puțin mai în față era și Bruce Willis.
dar de acest Tony Stark destrăbălat, ce părere aveți? L-au concediat de la Marvel și de-aia era supărat. Sau de Vladimir Putină prins la Penny Market cu o săniuță în buzunar. Acum vreau să vă întreb, care e filmul vostru preferat din alea cu Harry Potter? Pentru că al meu e Harry Potter și prizonierul de la Jilava, uitați-vă la el. Avem și castul Breaking Bad. Domnul Alb la magazin își lua ingredientele să gătească o omletă, iar domnul Mihai își face plimbarea de pensionar. Ia, Leonardo DiCaprio, auzi? Asta e Leonardo fără Oscar. Sunt mai multe poze de genul pe internet. Dacă ar fi să restrângem metrul aici în România, cel mai recent exemplu e Disconnector. Hai de pula mea, Disconnector, coi. Coie Disconnector. Deja îmi sună cunoscut, răspund alo. E vorba Disconnector. Pe internet, Leonardo DiCaprio, auzi? O să ajungi în iai, rovioane. În iad o să ajungi, urai. În iad. Asta e Leonardo fără Oscar. Sunt mai multe poze de genul pe internet. Dacă ar fi să restrângem perimetrul aici în România, cel mai recent exemplu e Disconnector. Disconnector. Deja îmi sună cunoscut, răspund alo. E vorba despre un om care seamănă izbitor cu Connector. I-am găsit contul și văd că la nume și-a pus Alin. Disconnect. Sevraj. Aolo. Bă, dacă ăsta nu e numele perfect, atunci nu știu care e. Vine din perioada aia când lumea își punea la nume Ionuț Spaima Vecinelor, Andrei Sufletul Frumos, Dorinel Alinarea Ta. Știți că circulă acum un trend cu citate de pe Facebook? Fix din era aia sunt numele astea. Disconnector a ținut-o scurt și la obiect. Alin Sevraj. Și seamănă leit cu Connector. Perioada aia când lumea își punea la nume Ionuț Spaima Vecinelor, Andrei Sufletul Frumos, Dorinel Alinarea Ta. Știți că circulă acum un trend cu citate de pe Facebook. Fix din era aia sunt numele astea. Disconnector a ținut-o scurt și la obiect. Alin Sevraj. Și bă, cred că te fut pe tine zilele astea. Mai. Ai grijă, Siri, Sirapi, să nu cadă cumva gura lui mama ta direct într-o gură din aia de canal în gură să cadă, băi. Măi, futăciosule, ce ești, mă, ce futăcios ești. Ai grijă zilele astea cum iese mama ta din bloc să nu cadă cu gura direct în gura de la canalizare. De rămâne aici, nebun la cap disco aici. Seamănă leit cu Connector. Mă, ce futăcios ninja ești tu, băi, tată. Zâmbet, barba încărunțită, exact ca originalul, aceeași freză, dar la ochi treaba stă puțin diferit, pentru că are strabism sau, dacă știți ce e, să-mi spuneți. De aici au plecat și aluziile cu porec la Disconnector. Așa au apărut primele mimuri. Disconnector. 0722, deja îmi sună cunoscut, răspund alo, cine e? Până să ajungă mimul ăsta la Alin Sevraj, el nici nu făcea content cu melodii. Eu sunt Turcu. Păi puneți numele Turcu, intră cu canalul tău, numai canal. Melodiile lui Connector. Dar din moment ce varul a crescut, a pus lip-sync-uri pe melodiile lui. Și credeți-mă că lumea nu a fost deloc blândă cu el. Plouă cu spin, inima mea umblă de sculță și beată de plăcere. Dar de ce râdem de el, coaie? Cere îmi spune că nu renunță. Disconnector. Cine râde în genial, vă zic de acum. Inima mea umblă de sculță și beată de plăcere, îmi spune că nu renunță. Disconnector, dacă dragostea... Salut, Imogene, am o mare problemă, iubita mea vrea să luăm o pauză după aproximativ un an și o lună și nu știu ce să fac, ea spune că are nevoie de spațiu. La revedere, soldat. Ești decorat post-mortem. Asta este. Dorian Popa. Bro, trebuie să treci mai departe, n-ai ce să faci, nemul. Dacă femeia nu mai vrea să... Eu v-am mai spus vouă și vă repet de 50.000 de ori. De ce vrei să fii lângă o persoană care ea nu dorește să mai fie lângă tine? Sau el nu mai dorește, sau ea. De ce te strofoi? De ce nu investești toată energia aia în care tu lupți pentru persoana aia în care ea oricum nu mai dorește sau el nu mai dorește să fie în viața ta? De ce ți lăsești energia pe alți oameni care nu mai doresc să fie în viața ta? Folosește-o pe tine și pe ce îți dorești tu să faci în viața asta. Dacă vezi că oamenii ăștia nu mai vor să stea lângă tine, nu mai folosi energia pe ei. Folosește-o pe tine, investește în tine, timp în tine. După timp, poate găsi și pe cineva care cu adevărat va respecta deciziile tale, te va respecta pe tine, pentru că asta nu e un fel de respect ce faci. Acum, dacă femeia a cerut asta, nu trăiești jignită. Sau el, sau ea. Pur și simplu nu mai dorește să fie cu tine, a cerut spațiu. Eu nu cred în spațiu, singurul spațiu e sus, acolo și apă cer. Ăla e spațiu. A că zice să mă oare, vreau spațiu,
Se duce direct în spațiu, nu mai găsești niciodată, știi ce zic? Alfa, da. Ce mai bune sfaturi eu le dau, măi! Părintele sfătuitor, măi! O să ducă să fută cu altul! Bă, bă! Fucking Jesus Christ, coaie! ...ele lor preferate. Mai știți când neveul a provocat pe Conor McGregor? McGregor, come here, motherfucker! McGregor nu i-a răspuns, dar s-a găsit să-i răspundă McGrigore, varianta românească. Mă vrei schimbați cu McGregor, băi nebunule care ești, uite care-i treaba. Ți-am dat mesajul ăsta, nu pot să dau pe TikTok. Bă, n-ați observat, bă, TikTok-ul lor. Bă, dar știi care e faza? Că odată intrat în subiectul ăsta, că sunt băieți care îmi scriu, dar sunt și fete care scriu că sunt încerate sau chestia. Adică nu trebuie să mergem pe parte. Sunt oameni și oameni, pădurea are uscăturile ei, nu are să ne strofocăm. Știu că e dureros, că e ușor să vorbești. Că nici eu în situația, dacă aș fi fost în situația voastră în momentul ăsta, în momentul ăsta când aș vorbi, probabil nu mi-aș găsi cuvintele, dar ideea e că durerea cât poate să persiste, frate? O lună, două luni, dacă rupți cu adevărat împotriva, e timpul vindecă tot. Deci la un moment dat o să fii doar tu cu tine. Tu cu liniștea ta interioară, că asta trebuie, nu? Mamă, cum am vorbit?